Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din serie mea la Need for Speed Most Wanted. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Bluestacks, nu, celălalt. Memo, mi-am adus aminte. Memo, că m-am gândit la Momo. Așa, mamă, 8 checkpoint-uri sunt la cursa asta? Valeu. Da, păi îți mergi să faci. Vă dau setările mele dacă vreți să vă apucați. Vă și promovez dacă faceți content ca lumea. Vă dau share în grupul meu ăla mare, totul despre gaming. Vrei să-ți dau un cont free de Steam să faci un giveaway? Bă, păi dacă are jocuri bune, dă-mi-l mie. Resident Evil, i-auzi. Da, GTA 5 acum are toată lumea. Că a fost gratis cu Epic Games-ul. Hai că nici n-am fost atent. Poate pierd cursa, naiba. Bă, pierd cursa, aolo! Am bonus o secundă. Ești pârlit la cap. Da, merge și Dead by Daylight. Mamă, ce handling bun are. Nu glumea jocul. Când a zis că are handling mare mașinuța asta. Dead by Daylight nu e așa wow la performanță. Deci nu cred că te dezavantajează cu placa video. Contează și ce procesor ai. Îți recomand un upgrade anul ăsta neapărat. Și o trebuie să-mi iau. Da, după stream, să-mi dai un mesaj privat la pagină. Cum i-am zis și băiatului de mai devreme, că eu poate uit să vă trimit și să vă am acolo, știi? Că mereu răspund în inbox, exceptând comentariile ciudate, gen venise o fată, probabil era cont fake. Știu modalitate să te promovezi, trebuie să-mi dai 10 euro ca am eu modalitate să faci follow-uri ușor. Plecă mă de aici cu mizerile astea. Mă dau seama că îmi dădea ceva de aia, arabi și chestii, n-am eu nevoie. Ce să fac cu arabii? Să mă dau mare că am follow-uri și să nu am niciunul care îmi comentează. Oamenii ăștia chiar cred că pot să-mi dea scam. Au nebunit. Ne vedem la următorul livestream. Gata. A mai venit 1337 cu o donație și a plecat. Te fac PewDiePie. Da. Aolo, stai că mi-a ieșit din joc. Așa. Salut, Răzvane. Mersi frumos. Apreciez mult de tot donațiile. Iar o să mă ajute. Că până la urmă tot în canale investesc. Hai să facem cursa asta. Bă, da, ce mișto e mașina. Când o să avem totul la performanță, o să fie nebunie, frate. N-ai cum să o dai cu noi. M-am descurcat bine seria asta. Știu că data trecută, când am terminat jocul, n-am mai avut bani să mai cumpăr mașina asta. Vă dați seama ce trist? Foarte trist. Și uite, chiar e blanao. Are viteză, are handling. Tot ce vrei și ce nu vrei. Hai că mai avem ceva. Notify, da. Nu uitați de Notify ca să primiți notificări de fiecare dată când fac livestream. Ba, am 3 chestii de făcut, să nu uit. Să-i dau băiatului eluia un site de unde să ia jocul. Gen legit. Să trimis setările și să modific sunetul de la donații. Da, nebunie pe felie. Opa. Speedbreaker. Atât. Hei, ai luat ban.
În Apex Legends, păi da, ai luat ban. Nu dați în grupuri în care e off topic, știi? V-am avertizat. Dacă dați în grupul în care nu e off topic, eu înțeleg pe aia care dau. Sau dacă dați, dați și voi într-un grup în care știți că nu prea se ocupă nimeni de el. Și gen să aibă membri mai mulți, așa. Vă învăț la prostii. Și oricum, dacă dați, dați două maxim, trei. Intenția contează. Gata, mă, am făcut cursa. Ei! Respect! Ai. Încă o cursă de tulbur? Sunt trei la rând? Bă, băiat. Dau un grup de clasă a 6 de la mine. 6 clase. Audi A6. Poți stai în grupul ăla al meu, tot despre gaming și YouTube. Poți să spamezi în ăla cât vrei. Că ăla e grupul meu, poți să fac ce vreau pe el. Ce și meșcher. Dar oamenii nu prea mă suportă, știi că așa e. Oamenii nu le place să vadă pe cineva care are autoritate. Nu le place când fac prostii și primesc bani sau... În general nu le plac oamenii care dețin puterea, știi? Și da, eu nu prea sunt văzut bine în grupul ăla, chiar dacă îmi fac treaba. Și al meu, și eu sunt ownerul și eu l-am creat. Da, na, așa sunt oamenii. Am încercat întotdeauna să fiu corect, dar degeaba. Tot nu mă suportă câțiva. Îmi cer în fiecare zi să le dau moderator, să... Eu nu mai am încredere în nimeni, fraților. Ce moderator să mai dau? Am fost într-un grup, a șters un băiat toți membrii din grup. Așa i s-a sculat lui. Ai băgat bani în jocuri? Pentru skin-uri? Cred că doar în CS. Doar în CS. Totul despre gaming și YouTube. Hai mă că-l știți, e printre cele mai mari grupuri de gaming din România. Nu este cel mai mare, dar e cel mai activ, 100%. De unde sunt? Sunt din Pitești. Județul Argeș, și aproape de București. Se știe. Pe autostradă. Bagă ăștia la știri mereu vara. Autostrada Pitești-București este încărcată cu oameni. Trec 1000 de mașini pe secundă. Incendiu pe autostradă. Un țăran este foarte supărat că i-au ieșit oile în stradă și a venit un tir peste ele. Dar atenție, țăran în sensul de om de la țară, nu țăran în comportament. Am zis-o. Nu, că știu cum fac oamenii să simt jigniți dacă folosești greșit termenul ăsta de țăran. Deci grijă mare. Dragi youtuberi, nu vă grăbiți. Chiar și dacă ziceți la Caterin că oamenii fac urât, n-ai voie. Bine, eu în general când zic țăran mă refer la comportament. Adică genunul care scuipă semințe și face o roabă de semințe în scara blocului, ăla chiar e țăran. Nu-mi pasă că el stă la oraș. Nu am permis, după cum vezi și din stilul meu de condus. N-am avut timp să-l dau. Am fost foarte ocupat cu admiterea după ce am terminat liceul.
cu Bacu și după aia în fiecare an am avut sesiune, nebunii, m-am distrat și o vara și n-am mai dat de permis. Acum, după ce termin facultatea, o să mai am puțin timp liber și trebuie să iau și-o permisul ca orice om obișnuit și responsabil pe șosele, bineînțeles. Chiar dacă noi conducem ca ultimii apucați pe Need for Speed, asta e partea a doua. Salut, Alfred! Salutare! Unde este facecam-ul? Păi, filmez pentru canalul de YouTube, bro, și aici am început seria fără facecam, deci, da. Sorry. Tu ești ownerul la grup. Da, frate, eu sunt președintele grupului. Eu l-am creat. Dar nu înțeleg cum a crescut așa de mult. Și am super multe beneficii acum. Că lui Nenea Zuc îi place mult. În ultima vreme. Îi plac grupurile. Cum ți-ai pus kilometri? Simplu, din setări. Dacă vrei, ți-arăt. E ușor. Așa. Ok. Ce se mai întâmplă? Acum ți-arăt. Și salut, Tonel Văideanu. Snopo. Și dă-mi și mie ceea ce să pun acolo, de ce? Poți să pui ce vrei, că te știu. Pun întrebarea aia ca să văd ce răspund străinii, că eu nu dau blog la străini, nu-i accept în grupul ăla, pentru că sunt indieni de aia care spamează hack-uri și nu vreau să-și piardă oamenii conturile de Facebook. Așa, hai să dăm save. Dăm save aici repede. Și să intrăm la setări să le arătăm oamenilor cum am făcut. Deci intri aici, la opțiuni, la gameplay și... nu e aici? Ba da. Aici la units, classic scrie imperial, adică mile. Și tu nu vrei asta, vrei metric, adică metri, kilometri pe oră. Și gata, dai pe metric, accepti și gata. Easy. Foarte simplu. Când am intrat în joc, am băgat asta și am uitat. Poți să-mi dai și mie link de la grup? Păi se numește totul despre gaming și YouTube, frate. Îl găsești. Cred că... Doar dacă o să cauți totul despre, găsești și îl găsești imediat. Așa, hai să mai facem două curse. Tot un toolboot și un spitre. Mamă, ce episod dubios o să fie ăsta. N-ai pentru ce, frate? Spor la joacă. Și nu uitați de share, fraților, dacă vă place stream-ul. Vă mai zic și eu din când în când ca să nu uitați și follow. De asemenea, este foarte important să creștem și noi cât mai mult. Să ajungem către 3000 de followeri. Și chiar și pe YouTube băgați un subscribe. Acolo trebuie să fac 1500 de abonați mai repede. Ca încă am rămas în urmă cu canalul de YouTube și nu-mi place. Oh, yeah. Am rămas puțin în urmă. Adică aici am 2600 ceva de followeri și acolo am 1400 ceva. Ce la limita a fost asta? Deci mi-a accept. Păi stai, bossule, să termin live-ul. Stai așa. Măi, Matia, măi. Dar tu parcă ziceai că stai în Italia? Sau am înțeles eu greșit? Mamă, cum se controlează mașina asta? Respect, frate. Prea tare. Prea meșcher. Dă-i și lui link-ul pe privat, Matia. Dacă vrei. Și dacă l-ai găsit. Poate mi-ai fost Alberto și ți-am dat eu bloc. Cum ar fi? Cum ar fi asta? Dar nu cred că eu dau bloc doar la persoane care ori mă înjură. Adică în jur adminul, ori sunt străini și spamează chestii de alea
pornografice sau așa, sau dacă fac chestii grave, gen dau țepe sau... Deci nu. Pur și simplu nu ți apare, nu înțeleg de ce. M-au nebunit copiii, nu mai afaceri vor să facă. Aolo, urmărire ca în filme. Level 5. What? Speed breaker-ul meu. Ce s-a întâmplat? Da, nu știu. Gabriel, mersi frumos pentru follow, bine ai venit pe live stream. De acum merge speed break-ul. Mamă, ce frumos patinează. Nota 10, merge la olimpiadă. Și ce frumos arată acolo Carrera GT. Ai, ai, ai. Face rău mașina asta. Are tot ce vrei. E smexy. Aveam 11 ani. Păi deci mă știi? De pe YouTube sau cum? A, păi e bine atunci. Ia uzi. Mama, am abuzat efectiv de speed breaker-ul ăla. Mă, oricum, dacă Porsche-ul ăsta e atât de epic, nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fie BMW-ul. Abia aștept să fac ceva special cu el. Mare păcat că nu au mai continuat ăștia puțin povestea cu BMW-ul. Sunt puțin cam supărat. Sincer. Vreau să mai bage vreo 2-3 curse acolo cu ea. Să te bucuri și tu ca lumea de mașină. Ar fi fost prea belea. Da, Ana. Mai contează. Prea bun joc oricum. Da, da, da. Hai că mă vezi dacă e. Hai mă, doar nu vrei să mă arestezi acum. Salut, George. Bine ai revenit pe live stream. Ultimul checkpoint. Dacă îl facem și pe ăsta am câștigat cursa. Mamă, dar ce am în spate. Câtă frunză, câtă iarbă. Turcii după mine. Nu am niciun mod, este clasic. Păi, Black Edition e... Nu știu ce, este un pic updatat, nu? Că ăla știu că e. Underground-ul este forța. Am terminat seriile de Underground, dacă vreți să vă uitați pe YouTube. Vă recomand. Oh, shit. Mamă. Oh my god. Nu trebuie să-i lăsăm să mă prindă la înghesuială. Aha, am văzut pe unde să mă duc. Ah. Wow. Genial, genial, genial. Ah. Oh my god, ce era să mă prindă, nu? N-aveam suficientă viteză, bă. Hai să mai găsim ceva să dărmăm peste ei. Da, 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 mare fail. Să mai întâmplă. Mamă-și. Făceam și eu ceva frumos, dar nu contează. Uite, mergem la bărcuța asta. Să dărmăm peste ei. GG. Dacă ești cum zic. Am fost cam... cap de creta acolo. Hai și un turnuleț cu apă. Ia uite ce am făcut aici. Mamă, cât bounty. Bounty.
Huie. M-a prins. Bă, niciodată după ce termin o cursă și mă urmărește poliția, niciodată nu mă descurc. Bă, never. Pay with cash. Pay with marker. Jet. Ien jet. Ok, bine. Tot salvez. Și ce avem noi aici? Sper să nu mă mai ia încă o dată. Nu, avem un speed trap. Adică ceva la care mașina noastră se va începe foarte bine, nu? Am luat și un perfect launch din joi în Paști. E bine. Oh, ce în față sunt. Un mesaj privat, da frate. Să nu fie mesaje de alea dubioase, gen îmi faci și mie o promovare pe YouTube? Atâta din când nu sunt de alea, e ok. Nu suport mesajele alea. Le urăsc cu pasiune. La mulți ani gamerilor. Ce mai joc? Băi, vreau să mai fac GTA San Andreas, nu mai am timp. Prefer să închei live-ul în vreo 20 de minute și să mă bag la învățat. Mâine cred că fac GTA San Andreas, că am o surpriză pentru voi. Ai 88 de abonați. Bă, trebuie să pleci și tu de undeva. Și o prima dată când m-am apucat de YouTube, după 2 săptămâni aveam doar 43 de abonați. Și ziceam, n-o să mai crezi niciodată. Ok. Mamă. Nebunie pe felie, ha. Trebuie să fim rău de tot în fața lor. Așa. Bun. Mașina asta e perfectă pentru speed trap-uri. Excelent. N-ai cum să dai, frate. Și tot l-am depășit. Ah, m-a luat poliția iarăși. Bă, nu. Nu-i corect, ce naiba. God damn it, am câștigat, dar vreau să scap de ei. A, normal, cheamă pe toată lumea, mă, așa. Ația ta. Pateu, ai tupeu. Ha. Ia de aici, fițar, nația ta. Ți ajunge? Mai trebuie. Ha, mă, dacă-ți dau o gogoașă, mă lași în pace? Mită, gen. Aoleu. Ok, hai la benzinărie. Hai la benzinărie, bro. Vino după mine, ok? Ha? Câți mai sunteți, mă? M-am ascuns aici. Ah, ciu-ciu. Vin ăștia după mine, au și elicopter. Fix de asta nu stau eu acum. Încerc să mă duc cât mai haotic, dar e greu. Ok, cred că am văzut pe unde să merg. Hai mă! Bă, dacă m-au fost puse.
What the fuck, câte sunt? Sunt prea multe mașini. Oh, mălău. Da, mersi de follow. Super. Ok, terminăm în forță. Dar cam asta a fost și cu episodul de astăzi, fraților. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați like, comment, share și subscribe. Și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, tot ce bune. Pa, pa.